Legendă, mit sau realitate? Munții României sunt străbătuți de tuneluri subterane, puține persoane chiar și în zilele noastre cunoscând existența acestora. Pe timpul dacilor, aceste tuneluri și trecerile subterane erau cunoscute doar de sacerdoți și câțiva nobili. Cei din urmă cunoșteau doar câteva treceri strategice. Secretele preoților daci au fost preluate de preoții creștini, retransmise mai departe numai călugărilor virtuali. Sunt multe de spus despre acest subiect și nu a fost abordat direct deoarece încălciturile istorice sunt mult, mult prea complicate pentru unele persoane, iar teoriile sunt prea multe și diferite adeseori. Există nenumărate site-uri dedicate acestui subiect și nenumărați cercetători care vorbesc despre acest lucru. Geografia este o știință care, în general, are o puternică ancorare în elemente concrete legate de climă, forme de relief, populație, economie, resurse naturale, etc. Deci, la prima vedere, e vorba de o știință foarte tehnică. Astronomia pare, de asemenea, extrem de tehnică și chiar ar fi în absența unor cunoștințe de astrologie, care aduc în completare extraordinare informații spirituale legate de îndepărtatele stele. Care ar fi legătura dintre geografie și astronomie în afara tehnicismului aparent al ambelor științe? Răspunsul vine dintr-o direcție spirituală, care se bazează pe principiul analogiei, conform căruia ce este sus este precum ceea ce este jos, iar ceea ce este jos este precum ceea ce este sus, pentru a întregi miracolul lucrului unic. Pornind de aici, unii cercetători din vremuri străvechi au stabilit corespondențe uluitoare între lanțuri muntoase, edificii umane deosebite și diverse constelații din Calea Lactee. Să începem prin a spune că Marele Zid Chinezesc, care în prezent este o importantă atracție turistică în China, este singura construcție umană vizibilă de pe Lună. Cercetătorul român Vasile Lovinescu a descoperit faptul, cunoscut cu secole și milenii în urmă, că lanțul muntos al Carpaților are o formă absolut asemănătoare cu cea a constelației Dragonului. Astfel, Carpații sunt o reflectare terestră a acestei grupări stelare a Dragonului, numită popular și Balaurul. Unele date istorice și etimologice tind să confirme această idee. Se știe că standardul dacilor era un dragon, aflat în vârful unei țepușe și nu un lup, cum se crede în mod uzual. Termenii de dac și trac provin din termenul dragon. Extremitatea nord-vestică a Carpaților se află pe teritoriul actual al Slovaciei, iar extremitatea sud-estică a acestui lanț muntos se află în Bulgaria, de unde se continuă cu munții Balcanii. Termenul de Balcan, popular Balcan, are semnificația de dragon. Este interesant de observat că partea centrală a lanțului carpatic, inima dragonului, se află în întregime pe teritoriul României și conține misterioase monumente megalitice, după cum sunt considerate, precum Sfinxul și Babele. Corespondențe extraordinare întâlnim și pe teritoriul Egiptului, tărâm încărcat de mistere încă insuficient elucidate ale unei istorii multimilenare. Știm cu toții că cele mai reprezentative vestigii istorice provenite de la egiptenii antici sunt piramidele, care nu au fost un apanaj exclusiv al egiptenilor, ele existând și în America precolumbiană, fiind edificate de civilizații precum maiașii, incașii, aztecii sau olmecii. Există încă discuții și speculații numeroase asupra modului în care s-au construit aceste monumente colosale. În Egipt, ca și în alte zone ale lumii, aceste construcții magnifice au avut o importantă semnificație spirituală, fiind utilizate pentru oficierea unor importante ritualuri religioase. Cele mai mari și mai interesante piramide egiptene se află la Giseh. Aici se află piramidele lui Cheops, cea mai mare dintre toate, Khefren și Mykerinos, străjuite de faimosul Sfinx. Conform unor calcule astronomice foarte precise, cele trei piramide sunt dispuse pe un aliniament identic cu cel al celor trei stele ce formează centura lui Orion. Este vorba despre stelele Mintaka, Delta Orionis, Al-Nilam, Epsilon Orionis și Al-Nitak, Zeta Orionis, din constelația Orion a Căii Lactee. În plus, s-a descoperit și faptul că dispunerea celor trei piramide în raport cu Nilul este complet similară cu dispunerea constelației Orion în raport cu galaxia Calea Lactee. Există deci o analogie între fluviul Nil și Calea Lactee, iar în alte edificii ale egiptenilor antici, temple, piramide, monumente, reprezintă proiecții fizice ale altor stele din constelația Orion. Importanța specială acordată de egipteni acestei constelații era dată de omologare ei, conform credințelor acelor timpuri, cu corpul cosmic al zeului Osiris, divinitate de prim rang în Egiptul antic.
Brâul lui Osiris era format chiar de cele trei stele amintite, grupate în centura lui Orion. O concluzie ce rezultă din aceste date este că egiptenii antici erau niște astronomi desăvârșiți și aplicau riguros principiul analogiei dintre cosmic și teluric. Există cercetători care au încercat să stabilească analogiile care există între Sfinxul din Bucegi și Sfinxul din Egipt. În afara unor elemente legate de dimensiuni, proporții, putem reține faptul că atât sub unul cât și sub celălalt s-ar afla unele galerii, sanctuare sau chiar biblioteci secrete, ce ar ascunde o bogăție spirituală inestimabilă. O verigă de legătură între traci, daci, pe de o parte, și vechii egipteni, pe de altă parte, au putut-o constitui grecii, care au avut legături și cu tracii, menționați în scrierile lui Herodot, dar și cu egiptenii, filozofi marcanți din vechea Eladă, care au fost instruiți sau inițiați în Egipt, fiind cazul lui Pitagora și al lui Platon. Iată deci că geografia sacră, corelată cu unele cunoștințe astronomice și spirituale, ne oferă revelații deosebite, uluitoare. Cu siguranță, astfel de informații și conexiuni vor mai ieși la iveală în viitor, ajutându-ne să cunoaștem mai bine trecutul pentru a privi cu încredere în viitor. Descoperire arheologică sau formațiune naturală? Aceasta este întrebarea pe care și-ar pune oricine în fața locului din Râșnov, unde Valentin Târcă a găsit un fel de zidărie îngropată sub stratul de pământ care îmbracă dealul. Pietre paralelipipedice cu mușchi șlefuite milimetric. Lespezi mari, în spatele cărora se deschid grote, sunt îmbinate perfect între ele. Straturile de piatră alternează cu straturi de pietricele, ca o zidărie din cărămiz și mortoar. Deși pare să fie vorba de o construcție omenească, nu este exclusă nici posibilitatea ca totul să fie un joc al naturii. Însă, brăneanul Valentin Târcă este convins că descoperirea lui este o construcție realizată cu tehnologie necunoscută acum 18 milioane de ani. Doar cercetările științifice la fața locului vor demonstra dacă suntem sau nu în fața unei descoperiri arheologice importante.